Da. Salut, Ștefan. Salut. Te rog să nu spui nimic, Ștefan. Nici o vorbă deocamdată. Iară și mie puțin... Nu. Ștefan, niciun indiciu. Niciun indiciu, nu te întorci, nu te apropii de ei, niciun indiciu. Frumușel. Marian, Cristina. A, frumușel. Marian, Cristina, așa, din avion, la prima strigare, cât te-i dați? 20. Cât? 26. 26 la prima încercare. Așa, e prima estimare, e de 26, luăm 26, da? 26 de ani, prima estimare. 1000 de lei, fiecare an greșit în sus sau în jos, din suta asta de mii pe care o aveți în buzunare acum. Aveți de ales, cultura voastră generală se poate opri la o melodie din anul în care s-a născut Ștefan, o vedetă care s-a născut exact în același an, un film de atunci, o știre de atunci, un eveniment sportiv sau vi-l aduc mai aproape? Alege tu. Merg pe mâna ta. O știre? Da, zi, Marian. Luăm o știre. Știre, luăm știrea? Luăm știrea, da? Știrea vine din anul în care s-a născut Ștefan, cel căruia voi trebuie să-i recunoașteți vârsta. Hai cu o știre. O știre din anul ăla. Ia uite. Zice așa. Are negru. Deci, e Dan Negru, încă e... Nu e Dan Negru. Dan Bipan. Dan Bipan. Și asta a fost în 90. 90-2000. Anul în care România a participat pentru prima dată la Eurovision e anul în care s-a născut Ștefan. Deci da, 26 de ani, 91. 15 secunde din clipa asta, 15 secunde ca să-mi dați răspunsul corect. 26. 15 secunde. Stai puțin. Stop! Rămâne la 26. Cât 26 de ani? Adică în urmă cu 26 de ani România a participat pentru prima dată la Eurovision și Ștefan are tot 26 de ani. Orice an greșit în sus sau în jos înseamnă 1000 de lei pierduți de voi, 1000 de lei per an. Salut, Ștefan, acum pot să te salut, pot să spui orice acum, au luat vârsta ta, 26, cum ești? Rezist. Reziști? Și noi. Păi, hashtag Ștefan, atunci să zicem așa, pentru 100 de mii de lei, Ștefane, pentru 100 de mii de lei, întrebare foarte importantă. Ai 26 de ani, Ștefane, da sau nu? Nu. Nu! Nu! Cât ai, mămică, asta înseamnă suflet! Că România n-a participat acum 26 de ani la Eurovision, cultura voastră muzicală, și înseamnă că nici el n-are 26, are în sus, mai mult sau mai jos. Bidonul vostru cu bani, rezervorul vostru, punguța, un an! 1000 pierduți, 2000 pierduți, 3000 de lei pierduți, 3 ani abatere! E bine! E bine! E bine! Doar 3 ani! 3000 de lei, 3 ani abatere de la vârsta exactă a lui Ștefan! 24! Înseamnă că are 27 de mii, 3 ani în sus sau în jos? Auzi, Ștefane? Ai cred mai mult sau mai puțin de 26 de ani? Cred câți ani 29. Ai? Îi ajut? Te rog. Am mai puțin. Da! 23 de ani? Da. 23 de ani are Ștefan. Ho-ho! 23, Ștefane. Să, curiozitatea mea, cu ce te ocupi? Ce faci? Model. Model. Se vede. Am și eu. Se vede, da. Și da. Eu. Se vede. E prea tânăr pentru tine. 23 de ani, model, și ăsta e felul tău de Orlando Bloom, așa de, nu? Nu, am zis, dacă eu sunt Ștefan Alb, să vin la Dan Negru. Perfect. Ștefan Alb. Mulțumesc, Ștefan. Îți mulțumesc că ai fost alături de noi. Hai, e bine. 23 e bine. De ani. Mă, hai să gândim altă strategie. Ce strategie?
știu. A, mă, că e bine. Zic că mergi ca n-ai găsit 10 ani. 29? Și tu zici, ai zis bine 28. A? Când ai zis prima dată 28? 28. Ai zis prima dată. Păi nu e bine. Ce a zis prima dată? 23 de ani. Ce? 23. 20. A zis careva 23? Nu, nu. Eu am zis 28, am zis mai greșit. Mai sus. Dar arăta mai în vârstă decât... Din cauza părului. Și părul ăla de culoare aia îi duce în eroare. 3.000 de lei pierduți la prima încercare. La prima încercare.